La congresul PNL de sâmbătă au participat 1.379 de delegați dintr-un total de 1.402, precum și numeroși invitați din țară și din străinătate. Lucrările au fost deschise cu mesajul lui Graham Watson, liderul Partidului European Liberal Democrat și Reformist, în sală, mai fiind prezenți și reprezentanții a peste 30 de cluburi liberale din Europa și din afara acesteia. A urmat intervenția lui Aristotel Căncescu, președintele Ligii Aleșilor Locale ai PNL, care a menționat dificultățile cu care se confruntă administrațiile locale conduse de reprezentanții opoziției și favorurile acordate reprezentanților puterii din teritoriu prin repartizarea cu prioritate către aceștia a fondurilor provenite din bugetul de stat, ca ulterior acestea să fie dirijate către clientela de partid a PDL. Înainte de supunerea la vot a rezoluțiilor congresului, a transmis un mesaj Crin Antonescu, președintele PNL, care a subliniat importanța constituirii Uniunii Social-Liberale, decizia adoptată cu circa un an în urmă. Permiteți-mi să vă adresez în calitate de președinte al partidului la acest congres extraordinar un mesaj concentrat, nu un discurs lung, pentru că nu vorbim acum prima oară despre opțiunile și despre deciziile pe care acest congres este chemat să le consacre. În 5 februarie anul trecut, delegația permanentă a Partidului Național Liberal, forul îndreptățit între congrese să ia asemenea decizii, a luat o decizie foarte importantă și foarte grea. Și anume aceea ca Partidul Național Liberal să constituie împreună cu Partidul Social-Democrat și cu Partidul Conservator o mare alianță numită Uniunea Social-Liberală. Liberalii au votat în cadrul Congresului și propunerea Biroului Politic Central de modificare a statutului PNL și de cooptarea lui Sorin Frunză Verde în funcția de vicepreședinte PNL. Acesta devenind, cu votul largii majorității a delegațiilor, fiind exprimate doar 4 voturi împotrivă și 9 abțineri, cel de-al 16-lea vicepreședinte al partidului. Votul masiv primit de Frunză Verde a pus capăt speculațiilor conform cărora intrarea lui în PNL și cooptarea acestuia în structurile de conducere nu ar fi bine văzute de foarte mulți liberali. Domnilor și domnilor, domnule președinte de onoare, domnule președinte fondator 1990, domnule președinte, sunt onorat pentru faptul că am devenit membru al Partidului Național Liberal. Sunt onorat pentru modul în care am fost primit astăzi aici, dumneavoastră, la acest congres extraordinar, dar și special. Și, sigur, mă bucur că mi-ați acordat ocazia să mă alătur acțiunii politice de dreapta pe care Partidul Național Liberal, în consecvență, a promovat-o de-a lungul anilor în România. Congresul PNL a votat în unanimitate rezoluția prin care liberalii au decis să nu colaboreze cu PDL și cu Traian Băsescu. O altă rezoluție votată în unanimitate a fost aceea de desemnare a președintelui PSD Victor Ponta drept candidat al USL la funcția de prim-ministru și a lui Crin Antonescu drept candidat al USL la președinția României.